Într-adevăr, este o carte bijuterie, cum bine s-a spus înainte, e exact cuvântul cu care s-ar asocia cel mai bine acest text, pentru că dacă la prima vedere este vorba de un text de dimensiuni reduse, în momentul în care începem să parcurgem textul și paginile cărții, descoperim un adevărat univers. Precum vedem în miniaturile japoneze sau tot ce înseamnă miniatură, descoperim că acest autor extrem de versat reușește, aș spune eu, sub o aparentă poveste despre muzică, pentru că se vorbește mult despre pian, despre Chopin, despre cum poate fi interpretată mai bine muzica lui Chopin. Deci, aș spune, sub aparența unei povești doar despre muzică, avem de a face cu o poveste despre sine, despre introspecție, despre emoție. Aș spune că emoția este unul din cuvintele cheie ale cărții. Avem trei personaje esențiale, aș spune eu. Chiar mă gândeam în dimineața aceasta că este o carte care poate fi foarte bine transformată într-o piesă de teatru. Evident, ar fi nevoie de un pianist care să interpreteze rolul principal, poate nu este foarte greu. Dar aceste trei personaje, în mod miraculos, creează mai multe universuri. O avem pe doamna Pilinska, profesoara de pian excentrică, un personaj extrem de interesant, care mi-a adus aminte puțin și de personajul din Marile Speranțe. Așa. Îl avem pe Eric, elevul student, care dorește să-și îmbunătățească tehnica de a cânta la pian Chopin. Și avem o mătușă misterioasă, care l-a marcat pe eroul nostru încă din copilărie. Cumva tema centrală a cărții este pianul, muzica, apropierea de un mare compozitor romantic, Chopin, despre care poate Marius ne povestește mai mult, având în vedere experiența lui în zona muzicii clasice și apropierea de zona concertelor și festivalul UNESCO. Ce este foarte interesant este că întâlnirea dintre discipol și maestru, o temă care pe mine mă interesează foarte mult, pentru că noi așa, fiecare dintre noi în viață are cel puțin o dată o întâlnire cu cineva care marchează existența, fie că e cineva pe care îl întâlnim în carne și oase, fie că e vorba de un autor sau chiar un compozitor, cum e cazul personajului nostru din roman, vorba de Chopin. Așadar, întâlnirea aceasta dintre discipol și maestru se transformă în ceva mult mai profund. Lecția de pian sau lecția de cum să-l interpretezi mai bine pe Chopin se transformă într-o lecție de cum să trăiești viața mai deplin, cum să fii prezent în propria viață. Aș folosi chiar un cuvânt foarte la mod acum, dacă mi este permis. Este o carte, aș spune, și despre mindfulness sau despre cum să fim prezenți în propria noastră viață. Nu vreau să dezvălui foarte multe lucruri, aș mai menționa câteva cuvinte cheie și apoi o să revin, dacă va fi cazul să completez. Este un roman care stă sub semnul ambiguității. Citeam în această dimineață câteva rânduri despre Chopin și mereu apare cuvântul ăsta, emoția, ambiguitate. E important să spunem că Chopin este primul compozitor, Marius mă va corecta dacă greșesc, care a transformat pianul într-o vedetă. Pianul nu a mai fost un instrument, nu chiar. Unul dintre compozitorii care a pus mare accent pe pian și a scos pianul, să spunem, în prim plan. Și a fost una dintre primele mari vedete solistice. Mai departe, evident, e vorba de geniu, pentru că al patrulea personaj, putem să spunem că e Chopin, am vorbit despre două doamne și un domn, dar de fapt este și Chopin, un personaj așa idealizat. Și, cum spuneam, e foarte interesant că, poate întâmplător, am fost chemată la această lansare. Muzica, pentru mine, este una din formele supreme de manifestare, să spunem, umană, poate una dintre cele mai diafane și puternice forme de artă. Și atunci autorul nostru, Eric Emanuel Schmidt, nu întâmplător a ales muzica ca fiind o poartă către sine, o poartă către lumea interioară, către a privi în profunzime natura, pentru că avem în jur, văd, copaci, frunze, apar și aceste personaje într-o scenă foarte frumoasă din roman, poate citim mai târziu. Apare natura, apare muzica și apare și iubirea. Deci apare și tema iubirii și e foarte frumos tratată, nu o să vă dezvălui acest lucru. O să îi dau cuvântul lui Marius și mai încolo, dacă mai am timp, poate citesc un pasaj care mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc, Sandra! Bună ziua tuturor!